40 de ore de zbor, 8 ore diferență de fusorar. Lumea noastră s-a întors un pic cu susul în jos, dar am ajuns în Mexic. Concurenții așteaptă să înceapă aventura. Am să-i păcălesc și de data asta, pentru că nu începe încă. Vreau să plece în căutarea aurului foarte odihniți și dornici de aventură. Așa că începem cu fiesta! Toată lumea era buimacă. Că ne așteptam să ne dea ceva de făcut atunci. Am crezut că e o misiune deja să căutăm rucsace sau ceva. Am zis că trebuie să fie ceva, o misiune. Te agite un pic. Eu eram, băi, trebuie să stai centrată, liniștit. Dragii mei, bienvenidos a México! Când a apărut tineala, nu prea am fost bucuros să o văd, îți dai seama. După una rece, vine una caldă. Așa că petrecem. Nu așa mi-am imaginat că o să înceapă cursa cu o petrecere. Nu, n-ai cum, n-ai cum. Ne-au dat peste cap. Sigur nu plecăm, da? Chiar pe bune. Petrecem. Aia, de atunci am început să o văd într-o lumină mai bună. Ceva la fiesta! Cuando me traes a mi nena que la quiero ven aquí con su rebozo desde la que le traje de tepi. Jumătate de viața mea în Mex. A fost un moment magic, unde era o fiesta adevărată mexicană, cu mâncare din Mexic, cu tacos, pambazos, sopes, pozole. Am plâns de emoțiile. Sunt Joaquín Bonilla și sunt un fel de român atipic, că sunt aici de 20 de ani. Eu m-am născut în Mexic. Eu lucrez în publicitate. Numele meu este Ovidiu Buta, profesia mea este stilist și am ajuns într-un punct al carierei în care pot să spun cu mândrie că multe dintre persoanele pe care voi le admirați de aici sau de dincolo, începând cu Kanye West și terminând cu Sebastian Stan, că tot e în modă, au trecut prin mâna mea. Cel mai important lucru la un joc este să-l joci, nici să-l câștigi, nici să-l pierzi. Cumva e și mantra creativității, pentru că a fi creativ înseamnă a te juca. Cum se cheamă? Taco de Spadero. Spadero. Eu după toate informațiile aici mai eram bun de ceva. Mă uitam la colegii noștri, toți se distrau. Eu la petrecere am dansat cu un băiat. Cu cowboy ăla, da. Ce e la măsă? O iau și eu pe asta. Pe care? Unde pe ce mai de interesant? Da. Petre, nu te-ai invitat, drogagică, la dans. Pe mine m-a invitat un băiat și atunci m-am dus. Tu le-ai luat tu. Și am crezut că e pe cea mai drăguță, așa, în alt. Cine să mă invite la dans când ești tu să uită urât? Potolește-te! Păi, dar ce te supere acum? Ești căsătorit cu 3 copii. De ce ar avea cineva nevoie de tine în afară de mine? Mă, în caz, a fost de 20 de secunde de dans. Petrecerea a fost foarte frumoasă, dar noi eram... Când începem? Asta e întrebarea noastră, când începem? Dragii mei, la un moment dat, aventura trebuie să înceapă. Aurul trebuie găsit. Eldorado ne așteaptă. Și aveți nevoie de ceva ca să puteți pleca în această aventură. Rucsacul. De bagaje. Exact. Vă lipsesc deocamdată rucsacurile. A, ce tare. Păi prima chestie pe care o să fac e să-mi fac rucsacul, să fiu gata pentru cursă. Sunteți pregătiți? Le vreți? Au venit rucsacii. Doamne, ce ne-am bucurat. Ce? E atât de complicat de pus? Foarte greu. Greu, rău. Foarte grele. Ele goale, fără hainele noastre. Foarte grele. Dragii mei, am și eu nevoie de ceva de la voi. Mergeți în cameră, vă lăsați rucsacurile acolo și îmi aduceți banii și telefoanele. Bani n-avem aici. Eu în momentul ăla am zis clar... Că începem atunci. Acum începem. Da. Start fals. Start la fiecare secundă era tu start fals. Bye-bye, telefonule. Bani? N-am, chiar n-am. Pașaportul nu, doar telefoanele. Copii. Înainte să închidem telefoanele, i-am dat mesaj Liviei. Te pup, ai grijă de bani, de faimă. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, tare, 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 mă, emoticon, emoticon, emoticon.
chiar asta ai scris. Vorbesc foarte serios. Emoticonul, emoticonul cu cutiile cu mânuțele alea, știi? Emoticonul ăla cu mult... Adică e în brațe, gen. Da, 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 da. Acum predau telefonul, iubire. Vă iubesc tare, 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 tare. Eu am dat mesaj vocal soției mele, dragi, să transmită copilor că iubesc și că iubesc pe ea și că îi pup tare, 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 emoticon, emoticon, emoticon. Cred că oficial a fost seara în care am zis la revedere zonei mele de confort. Bun, portofel, alo, telefon. Mersi. Mersi. I-am dat banii, că nu sunt obișnuit. Când cer femei banii, eu le dau tot timpul. Femei? Femei, în general. Eu, tu, adică așa. Da, copiii, la asta. Două telefoane și un singur portofel, puia. Acolo e tot. Păi nu, că noi avem la comun. A, a bine. Da. De mie. Când a zis banii, telefonul, cu sigur că da. Las, doamne, cum să nu... Telefonul e extensia mea. Neavând telefonul, mi-am pierdut efectiv o bucată, aveam un handicap. Nu știu ce să fac cu mâinile acum. Acum cu mâinile poți să bați ritmul. Dacă începe așa frumos, o să fie dureros. Am fost pe modul că nu se întâmplă nimic. Câtă vreme îți dau de mâncare și de băut, clar n-au unde să trimită în cursă. Dragii mei, cursa începe... În curând. Eu o să mă retrag. Voi puteți să continuați petrecerea, puteți să vă odihniți. E totul la alegerea voastră. Ca să vă pregătiți pentru ce va urma. Pentru că va urma America Express. Ideea e că după ce a plecat ea, cam toată lumea a plecat de acolo. Ne-am dus liniștiți către camere. Uitați-vă cum am îmbătat pe internet. Nu mă trezești de dimineață, orice ar fi. Intru în cameră pornită să-mi umplu rucsacul și... Deschid ușa de la cameră. Și camera părea puțin mai goală. Bă, de furat n-a vrut să ne fure. Intrăm în cameră, ne uităm așa, tot în regulă, știi? Da. Până pe pică fisa. Ghiozdanele, bă! Nu, nu la ghiozdanele! Deci mi-au dat efectiv ca la copilul mic, uite, bomboana, n-ai bomboana. Stai, mă, că nu cred! Ce s-a nu avem ghiozdane? Toată lumea. Cum adică? Ce cioacă proastă! Poftiți, aveți tot ce vă trebuie, aveți... Nu mai avem ghiozdane. Cum nu mai ai ghiozdane? Cum n-aveți? Nu mai este... În timp ce concurenții se distrează pe cinste, eu o să mă duc prin camerele lor cu noile mele prietene. Faceți cunoștință cu Catherine. We should not be scared because we celebrate life too. It's a tribute of life. Okay then, let's go. So we're gonna take the luggages. Ce avem aici? Avem aici pe toți? Toți rucsacii? Hai să ne odihnar. Eu dorm îmbrăcat, nu se știe ce e aici. Nu m-am pus în pijamale, m-am pus să fiu ready, știi? Adică, bă, că dacă mai bate în ușă sau ce dracu se întâmplă, să sar frumos și am plecat. Dormim noaptea. Neapărat dormim. America Express, da sau nu, dar măcar să miros bine. Ce să fac? Culcare. Suntem undeva în Mexic. Oare echipele s-au odihnit de ajuns? O nouă zi dincolo de Atlantic, în lumea nouă. O lume misterioasă, hipnotică, sălbatică, șocantă și surprinzătoare. Nu aveam, nu se vedea nimic pe fața mea. Înăuntru meu era panică, 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 panică.
Au intrat două fete... Două personaje din Dia de los Muertos, fără o grimasă, fără absolut nimic, ba din contră ușor macabre. Aveau și plic în mână. Și-a văzut toate camerele cum vin și-a zis... Acu-i-acu. Că a început nebunia. Era azi de frică că i-am încremenit. Mișto! Da, mișto, și făcea doar dos. Dos. Am realizat în sfârșit că începe și ne întrebam ce facem cu bagajele. A fost un moment de plin de emoții. Bă, zic, din momentul ăsta Dumnezeu cu mila, unde e rucsacul? Am rucsacii voștri, piața centrală... San Miguel de Allende. Am rucsacii voștri, piața centrală San Miguel de Allende, Guanajuato. Emoțiile au crescut instant, pentru că știam că urmează să ceapă panica. Și băiatul ăsta, să-l găsim băiatul ăsta. Asta e alt oraș? Da. Piața centrală. Aici trebuie să ajungem după Ghiozdan. Păi și de unde tu știu unde ești? Da, nu înțelegeam ce e acolo, unde e, nu înțelegeam. După aia m-am prins, stai că pe ăsta trebuie să-l caut. Bine, deci băiatul ăsta are sigur să cine știe, de mâna ta. Hai! Hai! Și-o făceam bagajul. Am avut un singur gând în cap. Fugi tare! Aaa! Du-te! Haide, baby, că a început! Haide! Să înceapă aventura! Asta le pun. Efectiv, eram ca emigranții, adică din ciclu ia și fugi. Ciudad de Mexico. Mexico. Mai loc? Deloc. Andreea, hai că trebuie să plecăm. Care pleacă primul? Hai! Ai plicul? Am plicul. Okay. În momentul în care a început cursa, pur și simplu creierul meu s-a scurt-circuitat. Deci nu am mai trăit în viața mea așa ceva. Păi și nu sunt ochelarii mei și ai și ai mei unde sunt? Andreea, poți? Da, pot. Noi făceam fiecare de drum de două ori. Da. Că luam patru bagaje odată și ne întorceam după al cincilea. Te-ai plecat deja. Și prima dimineață. Da. Zici, mamă, începe cursa direct. Aventura stricatura! Andreele! Adrenalina crește la maxim, e ca într-un tunel așa și se îngustează totuși. Vezi exact, îți mergi în față, în față, în față, în față, să faci. Hai să mergem, vamos! În momentul în care am scos trollerele și am dat de pietriș și de realitate, Taca, dă-te pietre! Asta nu... Vai de capul meu, cât de grele sunt mizerile astea! Trăgeam după alea patru trollere pe pietre și mă gândeam, mă bunenică, câți bani am dat eu pe trollerele astea, că sar roțile, cât să ieși gura ta! Nu pot să cred așa ceva. Până la autostop în față, am făcut bășici. Te descurci și bine cu alea? Da. Eram pregătit să înceapă, dar nu ne așteptam să plecăm așa. Da. Bagajele așa după noi. Oficial a început marea aventură de pe drumul aurului. Un traseu imens care începe în forță din prima zi. Primele misiuni sunt legate de la Dia de los Muertos, ziua morților, sărbătoare emblematică a culturii mexicane. Prima destinație ne trimite pe hartă la 60 de kilometri distanță, în San Miguel de Allende, un orășel tipic mexican, a cărui istorie și parfum l-au pus pe lista patrimoniului UNESCO. Ca să ajungă acolo,